Divorțul nu a schimbat-o doar pe Oana, ci și pe Pepe. Dacă Oana a ajuns să fie mai atentă când își alege prietenii, fostul ei soț este mult mai preocupat de siguranța sa. Latino lover-ul și-a transformat casa într-o adevărată fortăreață. Locuința sa este împânzită cu butoane de panică și camere de luat vederi, iar o firmă de bodyguards este pregătită în orice moment să pună mâna pe intruși. Nu ne-am lămurit încă de ce Pepe și-a transformat vila de pe Calea Călărași într-o fortăreață, să fie oare de frica hoților sau de teama Oanei Zăvoranu. Cert este că cei care vor îndrăzni să-i calce pragul fără să-i ceară voie nu vor scăpa nepedepsiți. Casa mea este păzită de câțiva bodyguards, iar în anumite locuri din casa am montate camere de luat vederi și chiar alarmă. Am pus mai multe butoane de panică, unul este chiar pe telecomandă. Artistul spune că și-a luat toate aceste măsuri de siguranță pentru că își petrece foarte puțin timp acasă. Când am concerte și sunt mai mereu plecat prin țară, trebuie să am casa supravegheată. Am contract cu o firmă de pază și protecție. Pepe nu este singurul care și-a montat un buton de panică pe telecomanda de la televizor. Adelina Pestrițu a făcut asta în urmă cu ceva timp.